Praznicul Bunei Vestiri pe stil vechi a fost vineri 7 aprilie 2023, prilej de bucurie pentru enoriașii din parohia Romanovca, protopopiatul Ungheni, Arhiepiscopia Chișinăului a Mitropoliei Basarabiei. În această zi, o delegație de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a ajuns la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Romanovca. Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia a fost oficiată de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de slujitori. Credincioșii de toate vârstele s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. Predica sărbătorii a fost ținută de către părintele Florin Buțincu de la parohia Brustureț Mironeasa, județul Iași. Ce bucurie poate fi mai mare în această zi a Bunei Vestiri, în care, iată, putem spune că în mijlocul comunității dumneavoastră, în mijlocul dumneavoastră acestei parohii și în această Sfântă Biserică, Sfânta Liturghie pe care am săvârșit-o și o săvârșim astăzi, este în mijlocul frăților dumneavoastră și în mijlocul nostru, dacă pot spune, solul Maicii Domnului. Preacuviosul Părinte Stareț, Arhimandritul Nicodim de la Sfânta Mănăstire Hadâmbu, de acolo unde Sfinția sa spune că Maica Domnului este stareță. Ea este cea care o protejește peste acel loc binecuvântat și iată astăzi a venit în mijlocul frăților dumneavoastră să aducă bucuria Maicii Domnului și iată să se roage împreună cu noi și împreună cu frățiile voastre. A urmat sfințirea noului clopot care va răsuna în clopotnița parohiei Romanovca. Acesta cântărește 105 kg și valorează 2500 de euro, fiind donat de către Mănăstirea Hadâmbu prin dragostea părintelui stareț Nicodim Gheorghiță. Este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ca toți care vor auzi sunetul lui ziua sau noaptea, să deștepte spre slava Sfântului Său nume. Cu umilință te rugăm, caută cu îndurare la rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor Tăi slujitori și binecuvintează cu sfântă binecuvântarea Ta cerească clopotul acesta cu harul tot Sfințitorului Tău Duh. Sfințește clopotul acesta care s-a făcut pe slujba Sfintei Tale Biserici, pe slava celui de mare cuvință în tot sfânt numele Tău. Varsă în el puterea darului tău, în numele Tatălui, Amin. A Fiului, Amin. Binecuvântează să simțești clopul acesta, cum să fie cu această apă simțit. În numele Tatălui, Amin. În numele Tatălui, Amin. Și a Fiului, Amin. Părintele paroh Nicolae Tverdostup și-a exprimat cu acest prilej recunoștința față de Mănăstirea Hadâmbu, care a contribuit semnificativ la multe lucrări derulate în ultimii ani la ansamblul parohial din Romanovca. Astăzi avem pentru parohia noastră o bucurie deosebită. Părintele stareț, știți că nu de mult timp vine în parohia noastră, nu-s mulți ani, dar se vede roadele care... Milostenia care vine în parohia noastră, datorită ajutorului părintele, vedem clopotnița că este ridicată, gătită și acum părintele s-a milostivit încă cu un clopot ca să completeze la cele care nu ne ajung. Părinte stareț, din partea tuturor enoriașilor nu mi-ajung cuvinte ca să vă mulțumesc pentru darurile care v-a milostivit asupra parohiei noastre. Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului să vă răsplătească. Noi spunem că din partea tuturor creștinilor vă mulțumim și Măicuța Domnului să vă răsplătească pe tot binele care le faceți și vă așteptăm cu mult drag totdeauna în parohia noastră, așa cum știți și creștinii știu că noi suntem în frățiță, adică Biserica Acoperimântul Maicii Domnului, cu Mănăstirea Hadâmbu, suntem în frățiți, dar să știți că suntem o parohie gata pe totdeauna, rămâne testamentul că chiar dacă ne-o trece din viață, pentru că noi suntem trecători, dar va rămâne testamentul că biserica aceasta va fi legată, strâns, unită cu Mănăstirea Hadâmbu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a apreciat jertfa pe care părintele paroh Nicolae a depus-o în cei aproape 20 de ani în parohia încredințată. Este într-adevăr prilej de bucurie duhovnicească, pentru, atât pentru comunitatea dumneavoastră,
Pentru noi toți, dar în ultimul rând pentru Părintele Nicolae, care ține foarte mult la dumneavoastră. Această biserică a fost făcută cu multă trudă, multă sudoare, în primul rând a Sfinției voastre și a bunilor credincioși. Poate că sunt și prezenți sau nu sunt prezenți din pricini binecuvântate. Am făgăduit Maicii Domnului care o iubesc de mic copil și cu toții trebuie să o iubim și să o cinstim, că mă voi duce acolo cu puținul care ne trimite Maicuța Domnului, unde este nevoie de puținul ajutorul meu și de ce nu mă bucur că această frumoasă cloponiță, care Părinte Nicolae foarte greu a ridicat-o, să zic așa, și văzând neajunsurile Părintele Nicolae și a dumneavoastră de altfel, am zis că e foarte frumos această măreață frumoasă cloponiță, dacă ne uităm bine, călătorind așa, parcurgând de la vamă, trecem chiar prin lângă această frumoasă biserică și se vede această cloponiță de la distanță foarte mare. Am adus acest clopot ca să facă chemarea veniți creștini la rugăciune. Ați auzit rugăciunile cât de cutremurătoare sunt la sfințirea unui clopot. Poate mulți dintre dumneavoastră n-a știut, ați auzit astăzi la sfințirea clopotului ce rol are un clopot. Și am să-l bucur pe Părinte Nicolae și pe dumneavoastră și m-a ajutat Maicuța Domnului cum am putut și am reușit să vă donez acest clopot. Dacă tot s-a ridicat această frumoasă cloponiță, trebuia să aduc și clopotul. Părintele Stareț Nicodim a menționat că în perioada următoare ansamblul parohial din Romanovca va fi îndrăgit de o troiță din piatră închinată Maicii Domnului și Sfântului Ierarh Nicolae realizată la Coșăuți. Când pe lângă biserica aceasta frumoasă, m-am gândit că toți credincioșii, toți care se perindă și trec pe alături, să se închine nu numai doar la biserică, că e normal că un creștin bun trecând prin fața unei biserici, se închină frumos de trei ori, face trei închinăciuni. Să ridicăm o frumoasă troiță cu Maica Domnului. Ne ajută Maicuța Domnului, troița până săptămâna viitoare, fi pusă la locul ei și vă îndemn, iubiți credincioși, bărbați, vă rog frumos, să-l sprijiniți Părinte Nicolae, să toarne placa, să putem ridica această frumoasă troiță, toată sculptată în piatră. Ne bucurăm și să sfințim această frumoasă troiță, unde m-am gândit ca Maicuța Domnului să vă acopere sub Sfântul Său omofor și trecând prin fața Maicii Domnului și acestei biserici care are hramul acoperimântul Maicii Domnului. Mulțumim în al preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care m-a binecuvântat și mi-a zis: ajută din puteri și răsputeri cât poți Basarabia. Și apoi mulțumesc preasfințitul Părinte în echipul, că niciodată nu vin fără binecuvântare, să știți că nu trec granița fără să iau binecuvântare la preasfințitul nostru Părinte Episcop Nichifor. La rândul său, Părintele Nicolae a ținut să rememoreze etapele construirii clopotniței ridicată prin mijlocirea Maicii Domnului. În satul dumneavoastră va fi o biserică deosebită, dar vă spun, uite, mărturisesc că sunt fața bisericii, noi n-am avut nici un bănuț când a început biserica, dar am avut mare încredere în Maica Domnului că m-a ajutat ca să fac biserica asta, să nu rămân, adică neîmplinit, da. Și vedeți cum Maica Domnului lucrează prin oameni, chiar începând biserica, primul om a adus o leacă de bani și tot așa, câte o leacă, și vedeți că chiar s-a primit și clopotița separată de biserică, e un complex frumos. Ne-am dorit lucrul ăsta. Domnul Constantin poate să mărturisească, în 2011 noi am sfințit clopotnițe tot ca azi, data de 7 aprilie, de Buna Vestire, și uitați, au trecut 12 ani. 12 ani au trecut și știți că am făcut fundația, ne-am stopat, că nu au fost resurse, nu au fost. Pe urmă am făcut primul nivel și Măicuța Domnului trimis Părintele Stareț, eu v-am spus că n-am spus suma care, dar aportul lui Părintele, adică și dumneavoastră ați luat parte la clopotnița asta, pentru că dumneavoastră am început-o, dar dacă mărturisesc că dacă nu ne ajuta Părintele Stareț, eu nu știu dacă o scotem în capăt. Știți, vă mulțumesc, Părinte Stareț, că am terminat, ne-am văzut visul meu care am dorit-o, că
câțiva ani, 12 ani urmă, ne-am închipuit-o așa în capul meu, cum va fi o clopotiță, și mulțumesc mult că am văzut-o gata la bun sfârșit și chiar cu completarea clopte. Mulțumim din suflet, părinți tari, bunul Dumnezeu și măicuța Domnul să vă răsplătească prin tot binele care faci, milostenie care faci pentru parochia noastră. Mulțumim. În aceea zi, părintele Vasile Alcaz, protopop de Ungheni, a mulțumit părintele stareț Nicodim pentru darul oferit parohiei Romanovcaș și l-a felicitat pe părintele Nicolae pentru toată activitatea pastorală.